Stator și bun venit la încă un nou episod din... Ce că jucăm? Napoleon Total War, frate, ce memorie scurtă am să-mi bat piciorul. Whatever. După cum puteți vedea, am reușit să cuceresc 3 cetăți în 2 episoade. Ei s-au alăturat mie, dar am uitat cum făceam. The lists panel gathers together. This tab lists all your regions. Their popular missions tab gathers together information on active and archived missions for easy reference. Vedeți cum v-am zis, așa trebuie să cuceresc în partea asta. Victory condition. Has a set of predetermined territorial conquests that it must complete in order to attain victory. These are displayed here. Along with an indication of the construction of library, the building browser shows how successive buildings are linked, allowing you to ease. This panel enables you to view the state of diplomatic relations between nations. Select a nation by clicking on their flag. Their allies, enemies, protectorates, and trading partners are displayed at the bottom of the panel. Now this panel is used for negotiations Our between nations. Our dear little touch. Așa. Ce vreau eu? Join war. During a conflict, you can use this option to request that an ally joins a war that you're fighting. This means that you can look for new allies to help you if the conflict is not going your way. Bă, fie al dracu să fie. Yeah. Băi. Băi. Join war. Chica. Join war. Bă, n-au să te intri jos, băi. Eee, capul tău. Use this option to officially declare war on another nation. However, do not do so without first considering the consequences. Note that the checkbox asking allies to assist you Sir, defaults to yes. Are all saving. Mă piși pe tine. Whatever. Ce vreau să fac? Mă cacnie de ascuțitoare. Stați puțin să curăț și-o pe aici birou. Gata. Așa, ce am eu de gând să fac este să... Deci am voie să trec prin teritoriul lor și totuși statul papal mă enervează. Ia să negociem puțin cu statul papal. Dispari! Așa... O negotiation... Use this option to demand a nation places a trade embargo on another nation. No. Military access. Military access is a symbol of trust between two nations and can be granted for a limited or indefinite time using the checkboxes provided. Requests for access between allied nations are more likely to be approved. 20. Nu, nu ofer eu chestia asta. Bă. Military access. Voi 20, vă dau și 10. Go fuck yourself. Poate vor să intru puternic în ei și... Trebuie să iau cetatea asta cât de repede pot, frate. Hai să ne întoarcem la treburile noastre. Și intrați pe pământul meu. By choosing the right mix of units, some commanders are able to field highly mobile armies. Such forces can use their mobility to stage surprise attacks. Seize important strategic targets and generally make a nuisance. Se rezolvă. Milanu. Themselves.
Units can now be recruited directly by a general in the field. Select the recruitment tab, then left-click on the unit to add it to the queue, and again to remove it. When ready, units will walk to the appropriate general and merge with his army. Note that units can only walk directly to the general. They are not able to cross the sea to join him. Vreau aici niște... Opa. Bebă. Now that you have resolved the issue of supply regiment service. Începe lucrurile steagul României. Să rezolvi automa să duc eu bătălia. Cred că am plecat puțin. Salvez. Game. Aici. Bă, nu stau bine deloc pe scaunul ăsta, frate. Atacă. Rezolvi să ne ia which is found in burn. Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Bonaparte. Bine, nu știu cum le-am plăcut, dar cum se pronunța râu sau eu, Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Nu este român, de ce ce Napoleon Bonaparte și gata. During the deployment phase, you can secretly arrange your units inside the deployment zone before battle commences. The enemy general will deploy his men within the opposite area. When you're ready to fight, click on the cross swords icon in the center of the screen. Aș putea trage de aici viață topi. De aici nu prea cred că aș putea trage. Ba puteți. Puteți chiar foarte bine. Stați așa, fac. Dar aveți direct direcție pe țintea lor. Fac frumos. Luăm infanteria. O punem aici. Stați să văd ce am pe aici. A, da. The pocket watch shows how much time is left before the battle ends. The attacker must rout or destroy the defender within the time limit. De ce mi dă în spatele lor? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? The defender has only to keep the attacker at bay. Napoleon. Stai cu minte, tata. Stai cu minte. A, că trebuie să atac. Unde vă întâlniți acolo, vă rupeți. Ce îmi place mai de că merge așa și cânta. Așa. Da, prințe. La
aveți comandă să vă fac aici pe câmp sus. Pac frumos. Mergeți încet, nu vă grăbiți, nu alergați, n-aveți grabă. Fai de viață, mai e perfectă poziția asta, deci trag direct în trupele lor. La trupele astea am întârziat în pamele, bubuiră bateriile de tun. Cred că generalul stă undeva în spate, în pana mea. Fuck. Trage supra lor. Intrați în pana mea în pădure. Avem și trupele lui Napoleon. Vreau toate trupele să vină aici. Jos pe ea. Vă coborâți frumos în jos, pe spatele lor. Ia, alergați puțin. Frumos, pac. Vreau ca turnurile să fie undeva aici. Și vreau ca voi să coborâți repede câmpul în pana mea. Să-i luați pe ăștia prin surprindere. Hai. Bă, de asta se vă gândim pe ăștia. Dă-te la o parc. Pleacă aici, pleacă, hai. Pleacă-n There is often an advantage in ordering your infantry to come and charge an attacking formation. The trick is to leave it until the last moment. So your own lines are not broken. Napoleon Bonaparte is the president. Okay, the course is glorious. The victory, sir, is soon to be yours. We have the general on the other side. I'm so perfect. We have two more. Napoy, back, last formation. Hey, we miscast. Într-un colț ar morți. Încearcă să scape. Trage-mă în ei. Hai, foc de voie, nu știu. Faceți ceva. Etat-major de general, monsieur.
colț mort ce a fac. Direct. Nu, 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 gata, 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 nu e bine, nu e bine ce fac. Gata, sunt morți. Pur și simplu, uitați și văd ce frumos i-am prins. Și nu o să aibă nici pe unde se pare. Îmi place cum arată așa cu steagul ăsta lor, știi? Cum țin steagul toți. Toboșar, capitan. Stai că-s patru. Aba nu, 1, 2, 3, 4. Unul e cu tobele, unul e cu steagul, unul e capitanul cu sabia și ăsta ce vă cu și ăștia? One of our units has used all its ammunition, sir. Dă-i dracu, să-i omoare. Hai mă. Ah, gata, că așa și nu mai am ce să mai piasă de acolo. Battle, close victory direct. Hai că ai ieșit frumos de tot. Victoire! Victoire! Ha? En avant! Pour la couronne et le pays! Eu mă îndrept spre nap, nu spre... Funds are deducted from your salary at the beginning of each turn to pay for the supplies and wages da, of your troops in the field. This is known as unit upkeep. Mă dar spate. It's important to know how far enemy armies are able to move. Click on an enemy army to see its zone of movement. When an army is blocking your path, the terrain will be highlighted at the choke point. You must fight it to pass through or find an alternative. Da, 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 am înțeles și eu chestia asta că trebuie să lupt ca să trec printre. Dacă de ce face asta ce? Uite unde. Să rece tot și aici. And beyond are caused by the fog of war. As a unit fights and survives battles, it gains experience points that improve its ability to deal with future combat situations. No. Experience increases morale. So inexperienced, occupying a port with an army prevents the enemy from trading through it and producing new ships. Note that a port cannot be besieged. Simply right-click on it. This panel shows you the information about a given general working for your nation. His name, position on map, personality traits, and attributes relating to his military abilities are all listed, along with details of any ancillary characters in his entourage. The construction of industrial centers will steer your empire from subsistence to wealth and affluence for many. However, industrialization comes at a price. The lower orders may become unhappy with the pace of change, as the buildings that have been damaged due to sabotage or during battle can be rebuilt. To repair a building, select it and click on the rebuild button to the left of the panel. Monsieur, oui, votre humble serviteur. Monsieur, qu'en faut-il? Dommage, je n'en prie. Votre ordre? Oui. Monsieur, vos ordres? Bah, peut-être savoir, je vais dire. Înțeleg ce tot plimbă ăsta trupele pe aici, bă, vă puneți ceva la cale. God damn it. You can construct things here that are not available anywhere else in your empire, such as high-level government buildings. Apropo, dacă tot treceți pe aici, luați și pe ăștia, că așa și nu ar să fac cu ei. Napoleon Bonaparte. Nu așa. Tu. Ataca Milano. Ține-i sub asediu. Îmi prea am chef să lupt.
Mă gândesc că o să fie o confruntare cu... Bă, ceva genul. Bă, frate, facem pace, facem pace, cum să facem. A, da, asta trebuie să doar să înapoi, că e dus să-mi comandă să-mi trag înapoi. Ce cât de rău mă sperie să mă rău, dacă zic cum ataca pe mine. Hai, frate. The advent of colonial possessions on resource-laden faraway continents, sea-based trade is of great importance. Making a trade agreement automatically opens a trade route between nations. Your routes are displayed green, those of neutral nations are white, and those belonging to the enemy are red. Those trade routes that are shared with an enemy nation are yellow. Make a trade agreement by entering into diplomacy. Hai, gata. Să vină și restul armatei. Alliance broken. Ce mai întâmplă? Nu pot să le conectez. Nu contează, stai aici în spatele. Cible assiégée, monsieur. Siège élevé. Bravo! Ulmea. Da. Perfect. Aici am general, am general. Recruitment. Infrastructură. Da. Ai vreo misiune? The government details panel gathers together essential statistics and information for the management of your entire empire. Mai am unul de cucerit până acolo. Aș putea să trec cu două armă, să mă duc direct acolo, să cuceresc chestia aia. Whatever. Știu că ăsta nu o să mă atace. Cel puțin așa sper. Dacă mă atacă, sunt bolanci. Și miloci. În cea mai mare parte miloci. Ce tot mută ăsta, frate, ce-i-a? Buildings are spread throughout a region in towns and ports, rather than being concentrated solely at its capital. No, forces near. This means careful strategic planning and garrisoning is required in order to adequately defend your assets. Commencez le siège. Siège élevé. Là, je peste. Ce mă gândesc când ritmul ăsta termin rapid. Nu așa trebuie loc să mă rog. Ce plan? Whatever. Dacă se aude o mașină în momentul ăsta de drum. Nu-i mașină mea. Ce ține și persoană să vede. Da, am o idee ce pot să fac.
Suc mă de? Cică, el mă atacă pe mine. Să fie rușine. Fuck. Mă, ce facem asta aici? Uitați și voi că-s putut să bagi în cetatea aia. Useful natural resources are present in most regions. Exploiting them increases the income available through trade. Din păcate pentru mine, trebuie să recrutesc câte ceva pe aici, la frontiere. Work out how long it takes to earn back an investment and then exploit the resource with the best return first. Army. Bă, vă mai dau de aici trupele care sunt puțin mai în regulă. Da, și pe ăștia vi le dau. Și pe ăștia, și pe ăștia. În rest rămâneți așa. Pe poziții. Nu dau, să iau cu cetatea asta, că iau rapid de tot și după aia trec pe munții a cetatea asta și poate termin jocul azi. Mai știi? E posibil, orice e posibil. Nu prea aș vrea să termin jocul azi. Păi și voi ieșiți din căcatul ăla ce dracu e aici, ia? Și dați joc în coste. Și lăsați. Bine, mai pară cum e o cetate și după. Se pare că avem mișcare. Cineva vrea să-mi ia cetate. Nu prea cred. Ce face frate ăsta aici? Opa! I have been instructed by my mom to discuss a proposal for mortal gain. There demands. Bine, frate, să intre în război contra Austriei. Și de cu 600. Uite cât am. 12.000 de căcat de bănuț. Bănuț. Bani. Așa, să facem și drumul. De-i îmi cerut decât 600 de bănuță. Aia două nevoie treaba că imediat fac rost de bănuți. Demon surrender. Dați-vă dracu. Săraci de ei, doamne, uite că mi-i lasă fără cetăți. Și nu mă enervează că nu am și-o lupte interesante, adică, na. Aici o să am lupte interesante cât de țin de... Da, și dacă o să mă apuce iarna... prin cetățile alea... o să fie foarte nașpa, având în vedere că e foarte frig și trupele mor de frig. O să mor toate trupele de frig, nu o să mai lupte bine și chestii. Asta ce că intră în război cu ei, dar și care e chestia? El tot strânge armă la cetatea aia. Am un oraș, Vasile? Serios, tu vrei să iau cetatea aia? Cum poate frumos să iau așa pe munți? Să apelaște pe aici, pe lângă. Și mă duc direct. Like, într-un fel mi se rupe de cetăți. Hai să vedem ce... cine mă asediază și cu cât mă asediază. Da. Este staționarea aceea, ce faceți?
mișcăm cam încet. Whatever, game-ai și episodul ăsta. Ne vedem și cu altele. Ciao-les.